Salutare pe băieți și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi vă învăț cum să faceți bani pe CSGO. O să vă trebuie două aplicații. Hai prima dată să intrăm pe prima aplicație. Intrați pe asta, vă faceți cont, orice e Gmail. Vă duceți aici. Vă duceți aici odată și luați numele după Steam care l-aveți voi. Uite, eu l-am Cătălin Joker. După Steam, da? Îl am Cătălin Joker. Vă duceți și vă luați numele și vi-l băgați aici. Ce faceți mai departe? Voi când o să transferați banii, uite cum am 33 de dolari. Așa. Voi când vă trebuie încă o aplicație să vă transferați banii. Aplicația aceasta. Vă faceți tot la fel cont. Și când o să vă intre banii, puteți să-i băgați pe card, pe pay, nu pe passive, nu știu dacă merge. Uite că vă arată aici. Card. În ăștia puteți. Card și... Card, da. Nu știu dacă poți pe PayPal sau pe Revolut. Eu am și Revolut. Cum ar veni. Odată. Ăsta e principal unde să vă intre banii. Deci voi ați pus aici numele. Odată. Stați un pic să iau IP-ul, să vi-l arăt. Așa, unde am asta? Așa. O să vă dau un IP de CSGO. Nu uitați. Așa. Hai să intrăm pe CSGO. În primul rând. Nu vă trebuie, o să vă pun și toate aplicațiile care aveți nevoie să vă conectați, să faceți și voi bănuți și așa faceți bănuți mai ușor. Mă ajută și pe mine dacă dați acolo un like, o distribuire și dați like-uri puternice că vă învăț cum faceți bani pe CS. Și intrați aici, la CS, dați aici și serverul o să apară ăsta, o să băgați undeva IP-ul, uite aici. Uitați, ăsta este IP-ul, o să-l aveți în descriere IP-ul, aplicațiile. Și trebuie decât să intrați și să vă jucați. Stați să vă arăt. Așa. Ia să vedem, o să acceptați. Și aveam 33. Ne jucăm un pic, să vă arăt că merge... Această aplicație, ne jucăm un pic, nu ne jucăm mult. Să vedeți că se pune punctajul. Hai să zicem că noi facem, vedeți, o să vă apară în stânga, acolo. O să vă apară în stânga, da? Ia. Uite, și mai e și cineva care își face bănuți aici. Aveam 33, da? La început. Să vedem, ne jucăm un pic. Trebuie să ieșiți la 7 runde, să știți. Că dacă nu ieșiți la 7 runde, o să se schimbe mapa și după să blochează mapa și nu mai puteți să jucați. Deci la 7 runde să ieșiți. Să ieșiți așa. Am lapsul, nu știu ce le-am de vorbesc așa. Vedeți, eu omorât, faceți puncte. Faceți și voi puncte. Uite, am făcut 6 kill-uri. Ăsta e bun. M-a bătut. Am 4 kill-uri. Mai ne jucăm un pic. Și vă aștept aici pe server. Să intrați să vă jucați. Nu e serverul meu, nu fac promovare la... Ăsta vă arăt cum să faceți bani. Vă faceți cont pe respectivele aplicații, pe amândouă, pe prima, ca să vă intre banii. Și cum ați văzut acolo. Și a doua dată la fel. Să vă intre banii ca puteți să îi transferați în card.
Ca să nu fiu nicio șmecherie. Am luat. I-am dat ceva. Și vedeți acolo că se pune un euro jos, dacă vedeți. O să vă scrie acolo jos. Să se pună. Ia, încă o dată. Ia, stați, hai să ieșim să vă arăt acum cât avem. Google. Aveam 33. Dăm portofel. Ia, uitați, da. Vedeți, se mărește banii. Aveam 33 și acum mai uitați. După, când vreți să-i scoateți, apăsați aici. Și transferați, o să fie în ăsta, în Bitcoin ăsta, sau ce e. Au, uite, dați aici, așa, și puteți să-i transferați banii. Puteți să-i transferați. Ăsta a fost și episodul, dacă v-a plăcut, dați și voi acolo un like, un subscribe, o să aveți IP-ul de la serverul de CSGO, o să-l aveți aici. O să aveți aplicațiile, adică asta și cu asta. IP-ul, ce mai vă trebuie? Ah, ăștia două aplicațiile, asta pentru bani, asta Binance, unde îți intră banii și poți să-i transferi, și IP-ul de la server. Vă pupa Cătălin Joker și ne auzim la alt episod. Deci la alt episod ne auzim altă dată. Pa, pa!